Hanrock, și dacă tot misterii de la Volvo s-au gândit să ne mai aducă și ei un patch mai consistent, pentru că în ultimele 2-3 ne-au umplut de pălării sau hats, cum spunem în engleză, m-am gândit să fac și un overview, un patch micuț în care să le explic românașilor care cum este treaba. Nu am intrat pe Dev Dota sau unde mai postau ei patch notes, ci pe blogul lui Cyborg Matt, unde lucrurile stau ceva mai curat, așa, mai analizat. Puteți să intrați și, și voi, evident, și să comentați în secțiunea de comentarii și mai departe. Nu numai pe blog, ci și pe YouTube la mine aici. Ok. Avem câteva bug-uri fixate, avem câteva animații, câteva lucruri ce trebuiau implementate mai de mult, de exemplu LAN play, backpack-ul cu funcție de sortare și așa mai departe. Dar mă rog, lumea probabil e impresionată că niciodată nu e prea târziu. E bine, în cazul meu eram fan de StarCraft 2 și Blizzard a reacționat prea târziu la cerințele comunității, iar când a făcut acele lucruri, eu nu mai vedeam distracția în joc. Îmi pierdusem tot toată chestia. Anyway, să trecem la gameplay. Nu mă voi lega de toate chestiile, pentru că sunt foarte multe, vedeți și voi ce aici. Scrollul ăsta este demențial. Cite cele mai importante. Vom începe prin a spune că itemele upgrade, atunci când veți face upgrade la un item, de exemplu aveți Stout Shield, Ring of Health și cumpărați un Vitality Booster, Vanguard va putea fi dezasamblat în 10 secunde de la cumpărare, da? Dacă l-ați cumpărat din greșeală sau dacă v-ați răzgândit între timp, nu știu. Ok, alta mai importantă este că item purchase can be made at Secret Shop if the courier is at a location. Asta înseamnă că veți putea cumpăra de la Secret Shop. Deci dacă al vostru curier este acolo, veți cumpăra fără să selectați curierul. Așa că va fi ok pentru cumpărătură mai rapidă, pentru niște cumpărături mai rapide. Enabled Medusa in Captain's Mode. Să vedem ce impact va avea, chiar sunt curios și chiar aș vrea niște Medusa, însă vă dați și voi seama cât farm îi trebuie și nu are puterea de farm ca un Phantom Lancer care scapă cu iluzii și așa mai departe. Poate să scape de dust prin defusal. Nu știu. Vom vedea. Auto-all devourer fixed astral imprisonment and strong the right amount of mana after the debuff if is removed. Deci al doilea skill nu dădea restore la o cantitate, la cantitatea corectă de mana după ce debuff-ul era eliminat. Timbersaw fixed timber chain not being interrupted by stuns. Al doilea skill al lui Timbersaw atunci când vă legați de copaci nu era întrerupt de stunuri, acum va fi. O altă chestiune importantă, din păcate, a fost fixată, nu știu dacă așa era și în Dota 1 sau nu. Mid hook now puts the target to the initial hook position regardless of where Pudge is. Deci fountain hook-urile nu vor mai fi posibile. De ce? Pentru că inamicul va fi atras nu către fântână, ci către locație de unde a fost lansat hook-ul. Înțelegeți voi? So. Fixed being able to instantly toggle armor on and off. Existau câteva scripturi, nu le-am folosit niciodată și nu știu de unde puteți face rost sau dacă de unde puteați face rost, însă puteți abuza de acest lucru. Acum nu mai, însă se mai poată, ceea ce e un lucru bun, evident. Ce mai avem pe aici? Câteva chestii legate de viziune, power cogs, iarăși al doilea spell al lui Clockwork, dădea o viziune pe noapte ceva mai mare, nu dă niște numere, valve, level Spirit Bear, level 1 și level 2, avea viziune pe timpul zilei, 1800 în loc de 1400, deci un nerf, iarăși pentru Lone Druid. Fixed Shadowblade revealing only when the attack hit the target rather than it was launched. Atunci când atacați primul atac din Shadowblade, era arătat doar când pur și simplu lovea adversarul, nu când era launch, de unde era launched, înțelegi? Ok, AUI. Control groups are now saved to the cloud per hero and will persist across games and disconnects. They are saved per hero. Deci control grupurile, control 1, control 2, vor fi salvate per erou și vor rămâne în jocuri, da? Și chiar și după disconnecturi. O chestiune bună. Chestiunea mai proastă este faptul că al doilea punct ne spune așa, added profile privacy option to prevent viewing of Steam Dota profiles. Deci orice jucător va putea să-și ascundă de tot profilul de Steam.
Asta înseamnă că atunci când unul are disconnect, nu veți mai putea să verificați și să știți cât îl așteptați, dacă el era online sau nu, dacă are activat opțiunea asta. Mai ales că și această chestie va, nu știu, va promova și smurfing, scamming prin nume diferite și așa mai departe. Mă rog, aș vrea să discut mai mult pe tema asta, dar sunt prea multe de discutat aici. Ce mai avem? Either the button to choose to be captain in a captain's mode or captain's draft. Captain's draft este un nou mod. Toate chestiile astea sunt deja pe test client, așa că puteți să verificați. Patch-ul are cam 480 de mega. În principiu a fost adăugat un buton pe care îl puteți apăsa pentru a fi captain, capitan. Ce mai avem pe aici? O altă chestie bună este faptul că au limitat frecvența pingurilor din partea playerilor cu mute, pentru că unii abuzau de acest lucru și era foarte enervant. Ce mai avem pe aici? 3 new matchmaking language preference options: Korean, Spanish and Portuguese. Pe lângă engleză, ce mai era? Rusă și chineză, sau nu mai știu. Parcă așa. Bun. Spectator health bars in the top bar are now red for the dire. Acum liniile de viață, știți voi, pentru dire vor fi roșii, acolo lângă ceas. Pentru spectatori. Doar pentru spectatori. Asta era deja, cred. Backpack-ul a fost redenumit în armory și are acum funcții de sortare. Taunturile vor fi previewable în acest nou backpack sau în armory, dacă cum voi spune armory. Ce mai avem pe aici? Și cât și multe alte iteme nu puteau fi previewable. Mai avem Dragon Scale, fixarea acestui hood. Beginning soon, pentru community asta, destul de important aici. User will be suspended from Dota 2 for 30 days. Dacă folosiți tool-uri externe pentru Dota 2, veți fi pedepsiți cu pedepse de până la 30 de zile. Dacă va fi detectat de VAC. Valve Anti-Cheat System, asta înseamnă VAC. Ce înseamnă aceste external tools? Habar n-am. După cum spuneam, scripturi pentru armel toggle sau nu știu dacă modurile alea. Să vă băgați hood-uri și nu știu exact dacă vor fi. Anyway, increased length of forgiveness threshold to reset the severity of communication bans to 3 weeks. Communication bans. Dacă primeați multe, multe communication bans, ce duceau la mut, acel communication ban se tot prelungea de la 24 de ore la 48 de ore la știu și eu cât, 96, o săptămână, până la 3 săptămâni maxim va fi acum. Ok. Economy. The quality of the item drops you are eligible for is now tied to your Dota profile level. You can see your current drop level in your profile page. Asta înseamnă că acei jucători noi, respectiv smurfi, mai degrabă, vor primi iteme mai proaste sau vor avea o șansă să primească iteme mai proaste, de exemplu commons, uncommons. Dacă joci foarte, foarte mult, vei primi iteme mai bune în teorie, așa spune ei. Veți vedea în client, există acolo un buton. Quick search, da, am zis asta, și filtere. Anumite iteme vor fi băgate pe Steam Market, multe iteme, pentru a fi vândute și respectiv cumpărate. Ce mai avem? În dropuri, anumite iteme vor fi rulate cu unele noi. Multe iteme au fost scoase din store și vor fi valabile în market și tot așa. Înțelegeți voi treaba. Mai citiți aici destule chestii, detalii. Avem și un bug destul de major, ce am văzut că se plângeau anumiți playeri. Asta cu received and compressed update from server. Era un loop continuu. Avem un nou head pentru Assassin, pentru Phantom Assassin, nu-mi place deloc. Ia să dăm de fapt mai jos, pentru că apoi local play, audio, sound to radiance debuff, doar pentru target player. Fix last hit sound for Alchemist and Lone Druid Ultimates. Ok. Bun. Asta este noua animație pentru Centaur, pentru Stomp.
Mai avem un nou mount pentru Luna. Mergi voi că este ceva mai, nu știu, seamănă puțin cu Lionul lui Mirana. De ce oare a făcut Lion? Pentru că înainte era un cat, o pisică. Asta este Lion clar. Nu prea îmi place, nu știu de ce a făcut acest lucru. Plus că are o nuanță de albastru Luna, în joc puțin așa cam de prea spălată, washed up, să spunem. Anyway, un nou head pentru Phantom Assassin. Ăsta era cel vechi, vedeți ce vă zice? Arăta bestial, ca una de asasin, până la urmă, urme, și ăsta e cel nou. Dacă voi nu spuneți că ăsta nu arată ca ceva din Anaheim, sau ceva de cartoon, nu-mi place deloc, nu-mi place deloc. Uitați-vă și voi. Poate e puțin mai frumoasă, să spunem, însă... până la urmă, urme, însă nu... Trebuia să fie asasin, fraților, cu splash, splash. Să-și dea cu dagger. E mai curat, a urmat un tratament al tenului aici. Okidoki, then. Ce mai avem? Portretul de Luna era băgat mai de mult, de la ăsta vechi. Avem aici un comparison, aici vedeți cea mai mare schimbare, se vede. Cum are ochii. Și aici... Just a regular girl. Un nou vizual pentru Banisher ăsta, Diffusal, Purge Effect, și un nou right-click animation, nu știu de ce au făcut aceste lucruri. Nu au fost cerute, pur și simplu. Valve bagă și ei chestii, hai să băgăm și noi, bă, ca să băgăm multe chestii necerute ca să, nu știu, să acoperim chestiile necerute. Chestia asta de la Satyr Blast are un efect, va avea un efect de acum înainte. Auto Attack Spear a fost updatată pentru Vol Assassin. Wild Wheel Reaper Tornado has been slightly updated, nu știu cum. Văd că nu mai este atât de... avea prea multă personalizare, să spunem. New League Passes, Hats și Hats. Mai multe etichete pentru concursuri. Perfect World, avem The Portal Bundle, cei ce așteptați anunțul cu GLaDOS, a sosit. Cum arată? Welcome to Dota. It's like chess for idiots. Sincer, nu-mi place, nu prea îmi place vocea, nu știu. Vom vedea. Dar hood-ul e ok. Hood-ul e ok. Prea cam tech pentru Dota 2, însă whatever. Ce-mi place imaginea asta. ce mai avem pe aici? Dacă vă întrebați ce sunt astea, sunt niște custom trends pentru Nature's Prophet, evident. Avem și ward-uri, deci ward, hood plus announcer. Este totul într-un pack, nu știu cât costă. Vedem animația de la ward. Mai avem apoi sentry ward. Asta e frumoasă, îmi place. Niște efecte, particles, avem un nou courier, custom couriers. Un iepuraș. Cute. Flying Courier. Mai avem un nou set pentru Razor. Asta e destul de mișto. A fost arătat și în Dota Cinema, în workshop. Știți voi că are show-ul la săptămânal. Un nou set pentru Sven. Zici că e făcut din piatră. Și cineva a făcut asemănarea feței astea cu cea lui Tiny din Dota 1. Chiar semăna. Era mișto. Nu prea îmi plac astea după lateral, sincer. Mă rog. Ce să zic, hats, hats, un nou set pentru Bristleback, ok, un nou set pentru Death Prophet, seamănă cu un set pentru Templar Assassin, dacă știți și voi asemănă, dacă știți și voi pe ăla, nu mai știu cum se numește, ce mai avem pe aici, wow, spooky boogie, un nou set pentru Nature's Prophet, mamă cât ai arma, holy shit, însă îmi place așa overall, chestia asta, arma nu prea. Un nou set pentru Skywrath Mage. Asta de la NAS parcă e cam low resolution. Un nou set pentru Warshaker. Corona asta este pur și simplu... What? I don't know. Însă spatele îmi place și cu totemul ăsta. Armor UI, vedeți și voi aici filtrele.
filter name după nume, după word-uri, ce scurier, bla 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 bla. Previewing queries from the external pencil, both versions of the courier. Puteți, atunci când dați preview la un courier, atât flying cât și normal, va fi băgat de aici, într-un singură fereastră. După aceea, despre care spuneam, profile privacy, pentru a vă ascunde profilul de Steam și va primi eroarea asta. De butonul ăsta veți vedea ce iteme veți putea primi. You are currently eligible to find common items. Vedeți că este level 1 aici. You in 0, 0, 0. Play more games to increase your level and fire rarer items. Local server pentru LAN. Și matchmaking. Aici pentru limbi. English, Russian, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese. Însă nu știu cât de mult va afecta playerii ruși și nu știu dacă această chestie a fost resetată. New game mode, Captain's Draft. Gather the team, choose a captain and face off your opponents in a test of wits to assemble a squad from a randomized pool of 24 heroes. Each team takes turns by banning two of the available heroes from the match while picking academy. Bla bla bla. Sună interesant, însă nu știu. Select from a limited pool. Din doar 24 de eroi. Ok, become captain. Buton despre care v-am spus. Ce mai avem pe aici? Select a build. Acum puteți selectați build-uri în funcție de limbă. Și ceva mai interesant. Auto-draft game mode. Asta îmi place. Can be forced to launch, however, you are not yet presented with any heroes to pick from. Each team, deci fiecarei echipe, vor fi dați 5 eroi care vor fi ajustați automatically, automat, pentru a balansa partida. Deci 5 cu 5, eroi random. Fantasy League, ăsta nu a fost release, da? Nu sunt încă în test client. Aici nu știu de ce lipsește animația. Animația de la Wild Reaper, animația de la Dire Siege lipsește. Underwater Hood Skin, un hood chiar mișto, îmi place, uitați ce cu morphling. Cred că este wow, mișto de tot. Ok, îmi place chestia asta. Cosmetic items, more hats, ce nu a fost încă released. Nici pe astăzi, pur și simplu ridicol. Vedeți și voi ce aveți în cap. Tot le-a băgat în acest patch. Pentru Nyx, nu știu. Asta seamănă cu cape-ul pentru Invoker, cel vechi, mai vechi. Un item pentru Abaddon. O colecție, de fapt. Acest helmet, nu știu. Anti-mage items, câteva blade-uri. Interesante. Bloodseeker items, un cap de urs. Nu știu exact. Broadmother item, aici nu văd decât care un spate, cred. Mai nou, în rest altceva. Centaur items, cred, ce are nou acest blade. Ok, juggernaut blade-ul, leech items, chestia asta și cred că și aceste lanțuri, nu știu. Mirana items, un păr nou. Page items, what the fuck, zici că e aceeași chestie ca mai sus asta. Slaughter items, iarăși o mortăciune, să nu spui că vor băga asta în joc, că mor. Ember Spirit Materials, câteva chestii pentru Ember Spirit, un erou din Dota 1. Wraith King Materials, ceva ce va putea fi posibil noul NPC din noul game mode de Halloween sau nu știu când va fi. Prediction for the next hero, nu știu la ce face referire, însă cam atât cu acest patch, destul de lung și relativ plictisitor, însă dacă vreți să știți cum este treaba, mai multe detalii puteți afla pe acest blog al lui Cyborg Matt și până data viitoare, peace!